Dragii mei, după ce vor pleca Alex și Radu, voi plecați la 10 minute după ei. Iar voi, fetelor, la 2 minute după Ada și Cătălin, da? Ok. Gata? Haideți, luați bruscuțele! Și aici intervine senzația aia de scârbă... Nici nu știu cum să-i zic. Trebuie să fie corect o bruscuță și să nu le omorâți, vă rog. Cu broasca gură și cu broasca mână. Nu, hai că iau așa. Să nu le sufocați. Nu le țineți în tricou că le sufocați. Glumești. Gina, glumești. Hai că e doar o broască, am mâncat 5, deci... Broasca rece, râioasă, buboasă... Una mai mică, una mai mare, una cu gheare, una fără gheare, una holbată, una neholbată, una exoftalmică, alta e neexoftalmică. Unexpected. Gina se consideră că ei au plecat acum sau... Să nu, să nu le omorâți. Bagă mâna după una. Și nu uitați să le udați la 2 minute, da? Deși ești conștient că e doar o broscuță, că nu se poate face nimic. În momentul în care bagi mâna și vezi că sare, nu știu, instinctiv cumva îți vine să bagi mâna. O broscuță! Așa ai zis acum, o broscuță. De unde drăgălășeni asta? Vezi că sare, când bagi mâna, sare după tine, să nu te sperii. Are gheară, are ceva? N-are nimic. N-are... Fui! Te-o dau pe asta și iau alta? Da, dă-mi-o. Și iar trebuie să bag mâna aici, nu, de ce? Moare broasca, o amestești. Hai, hai odată! Radu, hai odată! Vomită! Aaa, băga-mi așa, eu nu răzbuna! Săraca! Nici măcar n-a început proba și eu deja o iau la probă. Vă alerg după broaște. Gata. Ia alta! Iartă-mă cu o broască în mână și 5 în stomac. Cum alerg spre noua destinație? Fai ce bine că nu fac asta. Hai! Nu ai fă, mori, să ne mor. Ai răbdare, ai răbdare. De unde ar fi trebuit să fie un joc drăguț, pentru mine s-a transformat într-o dramă sport. Deci genul programului dramă sport. Mergeți în piața publică din Angeles și căutați steagul Asia Express. Cei doi frați Ristei termină primii misiunea din Nepo Central Park, luând direcția către următoarea misiune din Angeles City, la piața publică. Ceilalți stau încă pe brânci și dau vânt la broască. Bă, le-ai pe cele mai moarte! Lasă-mă, dă-te că mai am o respirație. Și practic ultima suflare a fost, am suflat în ea ca să sară, că era, cred că, moartă, adică n-am mai... Și a sărit moartă de... Din suflul tău, a? Din suflul meu. Hai! Da-te! Eu te iubesc și te mănânc dacă trebuie. Am ajuns în parc, era echipa abagiilor. Ne-am bucurat că ne-am bucurat, că am zis că, bă, hai că totuși am recuperat. Ready? Ia! Yeah. Go! Hai, du-te! Nu! Nu! Mergea broasca, a mers destul de bine. Am fost foarte mândru de ea. Broasca mea, săraca, e bubuia inima, nu mai putea. Nu, azi, dar nu-i broasca ta, asta e altă broască pe care ai luat-o, ai ales-o. Că broasca pe care ai creat-o de la Gina n-a făcut nimic. Gata? Pork sisig este una dintre cele mai reprezentative mâncăruri filipineze. A fost inventată de Aling Lusing Halege un plic în 1974. În piață veți găsi ingredientele principale. Un cap de porc și două urechi de porc. Luați un plic, pentru că trebuie să căutați numai acele capete și urechi nenumerotate cu codul pe care voi îți găsi în plic, pentru că ele au fost comandate de restaurantul Aling Lusing Sisig, care le alege întotdeauna cu foarte multă grijă. 1. Unu. Ia uite, bă, ce... Duceți la restaurantul Aling Lusing Sisig, capul de porc și cele două urechi cu codul al 1. Let's go! Okay. Yeah, go! It's in the red flag on the... Go! Fii atent! Hai la alea acolo, bun treabă! Asta e, că am găsit ală 1 a noastră. Deci avem jumătate de cap de porc și o ureche. Ne mai trebuie o ureche. We have to go very fast to the public market from Angeles. Can you help us, please? We are racing with other teams. Where exactly are you going? The public market. Where is Angeles. Public market? You are a taxi driver. You don't know where is public market? Tu ar trebui să știm, pui mei, unde e piața publică din orașul tău, dacă ești taximetrist. Și el a zis la un moment dat că sunt mai multe piețe. This is Angeles Public Market. This is Angeles Public Market. Încolo, încolo, Radu, trebuie să mergem încolo. Okay. Radu, trebuie să mergem încolo. Stop! Ne dăm jos din mașină și o luăm pe jos, pentru că ne gândim că trebuie să fie steagul foarte pe aproape și mai degrabă mergem pe jos până la steag să-l vedem, decât să mai pierdem timp cu mașina asta care nu știe exact unde trebuie să mergem.
întoarcem pe drumul comorilor, la Asia Express. Echipele au o misiune la piața publică din orașul Los Angeles, unde aerul este irrespirabil, nu neapărat datorită aglomerației și căldurii, ci mirosului. Cu toate astea, concurenții au de căutat căpățâni de porc și urechi, situația fiind complicată un pic de codul din plic. Dar suntem într-o cursă cu o miză care merită orice efort. Ale trei, ale trei! Două pace, și un cap, ne mai trebuie un cap! Uite, ale! Ia lor. Hai că l-am mai găsit o dată. Din cap, să vedem pe asta de aici, din capăt. Din alea de acolo le-am văzut. Hai! Cred că ne învârteam ori în cerc, ori în ceva acolo, că nu ieșeam din zona aia și nu găseam. 5. Să încercăm pe aici, mână, apoi. Da, mă, tot acolo, că mai acolo, e porc, acolo e doar vită. Bă, eram buimaci total, nu știam. La un moment dat am ieșit din zona de carne, adică se termina carnea cumva. Faci, putem. One. Oh, that's... Ce tot 5. 3. Ah, mai pot toate. Only one? You have only one? Ale 5. Hai, că au venit și ăștia. Ale 5. Ne avem ale 2, nu? Bă, deci cum puțeam piața aia? Era ceva greu. Înghesuită. A mortăciune, a pipi, a... A mizerie, a pește, a sânge, carne, ținut a sânge, în soare, în căldură, că sângele are un miros specific, un miros de hoi, ceva rău. Bye, bye, bye. Hey, my friend, look, three. Hey, hey. Three, L3. L3. Ok. A3. Tot. You have or not? Hai după mine. Facem două ture, ajungem după om. Are you sure? AL1? Ah, nu, glumeam. Bă, ăsta face mișto de noi? Te-i f*** un porc, m***. Mă, mi-a venit să-i spar capul ăla când l-am văzut. Ne împiedicăm de căutatul ăsta care nu am urât toată viața să caut chestii sau să mă duc la cumpărături, să mă mai uit ales acum carul cu fân. Da, prefer să-mi dai să merg cu caiacul dintr-o insulă în alta 3 ore, se depinde de mine, decât să caut ceva în ceva. Mă întristesc și îmi pierd toată starea aia. All right, thank you very much, my friend. Thank you, thank you, bye, thank bye. You're the best, thank you. Hello, 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 ma'am. Hello, ma'am. We bring this, okay? Masa era plină și zic, aolo, e mâncarea lor, e sisigu. Na, dacă mă trebuie să mănânc și pasta, abia am mâncat nu știu câte broaște acum, dacă mănânc și asta, cred că mor. Hai, iar ponta. Mâncăm, să mor eu. Hai de ponta, vină cu aia. Cred că iar trebuie să mănânc. Mirare mare. 5 plicuri pe bord. Bucurie înseamnă că am ajuns primii. Alegeți un plic și livrați aceste două comenzi de sisig la adresa indicată în el. Luați banii și întoarceți-vă la mine. Grăbiți-vă cu niște bilete pentru Taiwan. Ok. Ia, cum îl simți? Hai mă, ia! L-am pus mâna pe el, nu mai succes. Vezi dacă este ceva la suprafață. Ce? Este ceva la suprafață? Nu, nimic. Mama, aici era la pui, la ureche de porc, la pui. Cum ai ajuns? Și iată-ne. A zburat, știi? Și iată-ne plecând înaintea abagiilor. De aici am părut zic ala când o zbura porc. Când o zbura porcul, da. Can you help us? Stop a little, stop. Can you help us? Nu help vrea, us? Please. Lasă-l să duc. Please, stai un pic. Please. Wait, 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 one second. Gambino. Ma'am. Dennis Gamboa, do you know this man? Dennis Gamboa. It's about here. It's here? Yeah. Where it's here? Where is? In your house? Păi și unde e, bre? Aici, aproape. We follow her. Okay. Thank you, thank you, ma'am. Am luat-o la pas cu mâncărica și cu doamna care mergea foarte încet. Că era o zi de duminică în care ea se plimba pe străzi. În vârstă. Da. We are in can you show us? Ia uite ce-a luat-o, bravo. Thank you very much, thank you, ma'am. Iubita de ea așa a călcat pe accelerație. Bine, n-a ținut-o mult, știi? Ca în stilul nostru, știi? Adică vreo 10 metri, nu mai mult. Vreo 10 metri a fost fâșneață după care a cedat și... Can you show us the house? We go fast. Yeah. Which house is? Which one? N-am înțeles. The money to Holy Angel, University. Yeah. Can you help us with the car with something? Go to the Angel University? Yeah. Yes. Can but you with help your us? Car? Yes, now. We are in the race. We are in hurry. You have a car? Thank you. Thank you, Captain. Thank you very much.
Zic, bă, dar unde e mașina? Păi mai încolo un pic. Păi hai, prietene, hai să mergem mai repede. We are very hurry, eh? We are in hurry. Yeah, Păi nu, nu eu, vecinul. Ah, sir, you help us? Yeah. Thank you very much, sir, thank you. Un nenică, pe la un 75-80 de ani. Dichisit el așa, cu ochelari de ăștia de aviator, nebun, îmbrăcat în pantalon de stofă, cu un tricou pe el. Hai de capă, păi până de ce să mișcă ăștia, s***a. Hai, unchiule, hai puțin mai repede, hai, ne putem grăbi. De nu ne băgăm în seamă. Sir, we are in a big hurry, sir. Can you help you? Capitanul se întoarce spre mine și zice... Bătrânul n-aude. Hai de capul meu. Și zi, mai nu poți să-i spui să se grăbească. Ce nu? Who is driving? He's driving or you're driving? Oh. Ce surdu. Can you tell him, tu... Can you tell him, tu hurry up? Yeah. Am impresia că trec, nu știu, bă, minute de-alea mult, așa. Moșul e cumva în reluarea relorilor. Aoleo, măicuță. Ok. Lasă-l pe capitan în spate la șofer ca să-i urle în ureche. Da. Asta e? Your destination is on the left. Dar noi ce stai aici? Când ajungem la restaurant, ne dăm seama că nu e ăla, deși se numește fix la fel, dar că restaurantele astea sunt mai multe. E o linie de restaurante, din câte îmi dau eu seama. Franciză. Și că trebuie să mergem la altul. My airport food. You have to go to airport? Yeah. Okay. Go. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Bye-bye. Okay. Hai să luăm altă mașină, nu e asta. We are in hurry. Okay. Let's go. Bă, bătrânelul conducea. Adică... Un pic mai repede decât mergea. Da. Adică... Băi, hai mă pe jos să mă rog, ajungem mai repede, Răzvane, mă jur, e mai repede pe jos. Uită-te și tu, imediat în stânga am traversat și am ajuns. Nu, că murim, stăm degeaba aici. Răzvan a zis, nu, domne, mai stai, cred că era și un pic cam obosit. Go. No, asta nu o să ducem o dată, nu e. Now, go. Și azi 38, încă un pic. Este 59, nu, 594, asta e Fargo Street. Hello. Hi. Hello. We have a delivery for you. Okay. It's yummy. Yes, it's your favorite. From where are you? Romania. We are from Romania and Romania. We're tired. Oh, okay. Yes. Hello, sir. Hello, sir. What's number your name, sir? Number 600. Yeah. We are looking for Alex Tayag. You are Alex. Yeah. We need the money, sir. Okay. Cred că urmează să vină prima echipă. Dă, Doamne. Cine crezi că va fi? Eu îmi doresc foarte mult să fii Fodor și cu Bontea. Foarte mult. Nu pleacă avionul fără. Că da? Nu plecăm nici noi. Dacă ei nu vin, noi nu plecăm. Nu cred. Refuzați biletul dacă n-ajung? Nu refuzăm. Nu, așa, da, nu. Dar nu pleacă, că nu avem reactoare. Hai să vedem. Hai, iar am emoții. Hai, aici, că nu mai here. Avem unde. Hai, here, sir, stop here. Se face un ambuteaj în fața noastră, Sorina. Acum, jos din mașină. Capitane, te pup. Bătrâne, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Noi am plecat. Thank you so much. Thank you. Am luat-o la fugă. Haide, mă. Haide. Foto! Bine, mă! Bine, mă! Bravo, ușor. Trece, am fost foarte fericit că am văzut că băieții Fodor și cu Sorin au ajuns. Hai, bravo, mă! Unde mă, că am mățit? Locul vostru, mă! Hai, am plecat de la locul tău. Bă, și banii, și banii! Ați ajuns primii. Să mă cărut colona acum, când plecăm în Taiwan. Bă, primii, mă! Primii, mă! Revenim la Asia Express, în tensiunea ultimei etape pentru Filipine. Urmează să aflăm a patra pereche ce va primi un bilet dus către Taiwan. Am avut parte de o cursă strânsă și e greu să facem pronosticuri. Sorry! Îți curioasă cine urmează să vină? Bă, cred că Ristei ar trebui să vină. Ar trebui sau v-ați dori? Mi-o mi-aș dori Ristei sau blondele? Blondele ne-am dorit. Blondele. Strategic ar fi blondele. Blondele, zic. Haide! Felicitări, fetelor! O altă surpriză, ajung blondele.
care ele au plecat ultimele. Ultima echipă, bă. Am ajuns pe locul 3. Bine, și ce înseamnă asta, nu? Și ce înseamnă asta, nu? Mergeți în Taiwan. Ne-am bucurat foarte tare că nu mai trebuie să participăm la a doua cursă și că suntem salvate. Dar ai tu un dans al bucuriei care îl faci și mai ai un dans când mănânci. Poftim, felicitări. Mulțumim mult, Gina. Felicitări. Băi, blondele, adică, bă. Ristei sau Bagios plecea acasă astăzi? Da. Mă. Nici eu nu pot să cred. Răsturnare clară de situație la care nimeni nu se aștepta. Ca pe ultimele două locuri, cu eliminare directă, să fie Abagiu și cu Ristei. Și instant văd o mașină care era la capătul străzii, cumva, și am zis hai să mergem la mașina asta să oprim, să ne ducă până la destinație. Era un domn prietenos care a zis da, vă duc imediat. Ne-am urcat în spate, posumflați amândoi, conștienți că suntem ultimii. Toți sunt. Oh my God. Pentru mine a fost o situație care a venit așa, nu știu, ca ultimul cui în sicriu sau nu știu cum să-i spun. La locurile voastre, dragii mei. Nu mai găsesc forțele să mă remontez pentru partea a doua. Nu știu cum o să putem să ducem asta până la final și mi-e foarte greu în momentul ăsta. Ați ajuns ultimii. Trebuie să recunosc că nu mă așteptam. Ce s-a întâmplat? Am avut o zi de Sunt zile și zile în Asia Express, zile mai grele, zile mai bune. Astăzi pentru noi a fost o zi grea. Proștii clasei. Voi sunteți cele două echipe ce vor trebui să mai plece într-o cursă. De data asta chiar va fi ultima voastră șansă. Voiam să-i ofer lui Ristei. Doar mie? Da. Să vezi și tu cum e să ai lângă tine o femeie care aduce bani acasă. Dacă tot am vorbit atâta și am zis lui Ristei că trebuie să mă asculte, trebuie să-și arăt cum. Și schema cum ar fi fost? Păi m-aș fi dus la el frumos. Așa. Dar de unde ați ajuns la asta? Mulțumesc foarte frumos. Pentru? Pentru că m-ai ajutat. Dar tu nu trebuie să ții de bani. Așa. Așa. Să mă machiez foarte frumos, mai demult acum câțiva ani, știi? Mulțumesc. Mulțumim. Mulțumim. Succes, mulțumim. Băieți. Mulțumim. Ai văzut? Dușmanul e Viclean, eu ți-am zis. O știu pe aia cu ce faceți fetelor de Halloween. Vă demacheți? Să l-ai măgit, mă, pe băiat, nu-i frumos. Nu cred că sunt prima. Eu cred că a fost marcată de vreo întâmplare din viața ei. Și a rămas cu treaba asta, să arate ea că e femeia care aduce bani. Carmen? Da, Carmen. Multă baftă, Ristei. Multă baftă, ești un băiat simpatic. Mi-a plăcut mult că m-ai ajutat să obțin imunitatea. Ești de treabă, îmi place tine. Dar nu te-a pot ajuta acum. Dar n-am înțeles motivul pentru care mi-a dat. Pentru că am făcut o fericită în trecut sau pentru că vrea să-și asigure un loc în viitor, probabil lângă Ristei? Și, cum lângă Ristei? Păi nu știu, am înțeles că îmi dă banii ca să mă achez la nunta cu Ristei. A, nu. 2, 1, start! Succes! Baftă, bă! Baftă! Eu cred că cea mai slabă echipă din astea două puternice sunt Abagii. Deci sperăm că ei să rămân în competiție. Da, dar eu mă întreb. Păi am început să gândim mai strategic acum, păi am ajuns, ne-am puținat și vezi că... Ne cam țâțâie. Da, adică nu, dacă tot am păcălit-o până acum, nu știu, am fugit după imunități în continuu, după amulete, tu mai mult. Ni s-a declanșat un pic. Și strategic. Simpaticilor, cu acești bani mergeți în Fields Avenue, stradă pietonală din zona Balibago a orașului Angeles, unde aveți de făcut cumpărături. Colegii voștri nu mai au nevoie de pesă, dar se pare că voi da. Nu ne-a dat nimeni. Excuse me, Fields Avenue is what way? That way or that way? No, just tell us the way. Is that way? We need to go there. Balibago. Ok. Hello. Hello. How are you? Simpaticilor. Angeles, e faimos pentru listictul roșu, dar și pentru dansul la bară. 200 de ori vă așteaptă ca să încercați și voi. Dar înainte trebuie să aveți haine potrivite. Luați unul dintre plicuri și căutați outfit-ul din poze în magazine de pe această stradă. Cumpărați-le, găsiți un loc în care vă puteți schimba și apoi întoarceți-vă aici unde veți primi alte instrucțiuni. Vă pup, Gina. Thank you. E, ce să zic, dacă săptămâna trecută am fost în chiloți la televizor, săptămâna asta suntem niște chiloți aleși de Gina la televizor, așa că suntem obișnuiți deja, nu ne mai șochează nimic. Dacă ăsta e prețul pe care noi trebuie să-l plătim ca să rămânem în Asia Express, îl plătim, dragă, ne dăm și chiloții jos. Asta e. Pentru Taiwan și popor, eu chiloții mi cobor. Hello! Hello, how are you? Hello!
Angeles e faimos pentru districtul roșu, dar și pentru dansul la bară. 200 de euro vă așteaptă ca să încercați și voi, dar înainte trebuie să aveți haine potrivite. Luați-ne dintre picul și căutați outfit-ul din poză în magazine de pe această stradă. Cumpărați-le, găsiți un loc care trebuie schimba și întorceți-vă aici. De pleznit. Suntem un vis, pur și simplu. Magic Mike pălește pe lângă noi Magic în momentul Mike ăsta. De... după lună vazlui. Sir! Please! Stop! Stop, 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 please! Hello, please. Hello. Hi. We need your help, sir. We're desperate. Panică, panică, panică la autostop. Să găsim mașină repede, să plecăm de acolo, să nu termine ristei și să ne ia în față. Asta a plecat. Mami, zic că au găsit înaintea noastră. S-a întors roata. Dimineața am găsit noi înaintea lor, acum au găsit ei înaintea noastră. Vai. Dar fizicul ne ține, Radu, să facem chestia asta? Asta este, avem de dansat la bară, dansăm la bară până nu mai putem. Hello! Hi. Hello, everyone! Domnișoara, a fost regulamentar, a zis întâi să ne încălzim, să nu ne aibă pe conștiință. Să ne-am încălzit, parcă urma să facem cine știe ce scheme. Un semi-șpagat, bai de capul nostru. Mi se pare că eu am un talent nativ pentru dansul la bară și... ai născut cu bara între picioare. Cu bara între picioare, la rangă. Dans la rangă. 2, 1, și... ia, te-ați numai! Te-ați numai! Ia! Ia după mine. Mai iau după tine, hai. 1, 2, cu spatele. 3, 4, cu fața. Și acum te arunci așa pe jos. Așa. Și te ridici. It's okay? Yeah. It's okay? Yeah. Do you have an envelope for us? Eu am crezut că terminăm aici totuși, că eram obosiți deja după dans la bară și ne dă un plic cu o nouă destinație unde cel mai probabil ne așteaptă o altă misiune. Eu, doamnă, please. Hello. Hi. We are doing a competition, a TV show, and right now our mission is to get to Fajardo, Jomar Fajardo Lantern Maker, which is across the city of Fiesta Communities. Do you know where it is? Yes. Can you take us there, please? De parcă n-am ieșit noi de la un studio de dans la bar, am găsit o doamnă cu un schimbător cu puf roz, volan roz, centuri de siguranță roz, fluffy. În spate un balon umflat cu un Pikachu, nu știu ce era. Doamne, ce fată am găsit și noi. Asta cu volanul roz. Centrale de siguranță roz. Simpaticilor, în cele din urmă trebuie să vă puneți și creierul în mișcare și să înțelegeți cum se programează un rotor tipic filipinez. Scoateți folia necesară, așa fel încât luminile să se aprindă în secvența descrisă în plic. Concentrați-vă și aprindeți spiritul cuvântului filipinez. Odată ce ați reușit cuvântul Taiwan, se aprinde în continuu. Încercați să nu greșiți și ca să nu luați penalizări. După ce v-ați îndeplinit misiunea, întoarceți-vă la mine, la Holy Angel University, pentru că mai am de dat ultimele două bilete spre Taiwan. Grăbiți-vă, Gina. Hai, luăm asta. Doamne, toată copilăria mea am rupt instalațiile de brad, am stricat telefoanele de jucărie, tot ce a ținut de fire electrice, electricitate și așa mai departe a fost un dezastru total, iar la fizică, în momentul în care făceam experimentele cu circuitele și așa mai departe, am reușit să ard siguranța pentru întreg liceul. Bun, unde sunt benzi înseamnă că astea nu ating astea și nu se face contact. Eu am fost foarte bun la fizică, am făcut circuite electrice, integrate, neintegrate. Mai am habar. Pentru mine era foarte important să înțeleg cum funcționează mașinăria asta, că apoi știam ce avem de făcut. Trebuie să clipească de două ori. Dezlipim aici, lăsăm aici lipit și după aceea dezlipim aici. Și că rotești chestia asta, face contact, nu face contact, face contact. Clipește de două ori. Ce trebuia să obții era foarte clar. T care pulpie de două ori, un A care se aprinde împreună cu celălalt A. Doar că mi-a luat puțin să mă prind că trebuie să facă fier pe fier contact și așa să obține curentul electric. Ai înțeles? Da, dar nu mi-e frică să tai. Ești la A, da? Thank you for taking two strippers. Do we look like strippers? Of course not! Yeah. Ironia sorții, da. Să mergi exact cu cine ți-a antrenat dușmanul. Și ce ați făcut aici? Zic, ne-am făcut dans la bară. Păi i-am antrenat pe colegii voștri. Am întrebat-o cum s-au descurcat. Și doamna ne-a zis să știți că s-au descurcat foarte bine. Nu ne-au văzut pe noi. Hai, simte bine, stai.
Nu știam Ristei cum stau, cum au recuperat, pentru că de la ei te poți aștepta oricând să recupereze. Și atunci, ca să nu pierdem timp, am zis să lucrăm la doi pași. N-am văzut că faci la pasul 5, chiar n-am văzut că eram focusat să dezlipezi la 3. Asta este, ne luăm pe analizare. Acum stăm 2 minute, așteptăm și după aceea trecem la următorul pas. Pasul 2, litera W, clipește de 3 ori. Uite, la ce depinde de noi, rezolvăm destul de repede. A, N. Yay! Yay! It's okay? Ne bucuram foarte tare de fiecare dată când vedeam că mai avem un pas bine. Ca un copil mic când vede o instalație de pom că se aprinde pentru prima dată. Eu așa m-am simțit. Și eu la fel. Yay! It's okay? Thank you, sir! Thank you. Oh my God! Pe perete, la final se proiectează Taiwan. Locul unde ultima echipă de azi nu va ajunge. Acum putem doar să sperăm că abagii au greșit aici spre final și se compensează cumva cu ce am făcut noi mai devreme. Can you take us to Holy University? We have to go there fast, we're in TV show. Yeah, can you take us there? So we have to go fast. Mamă, ce mașină am luat. Cam porcărie mașina, cred că era făcută din bucăți. The fastest you can. Please. It's very important. Drumul până la Gina era ca o cursă contra cronometru. Mă enerva fiecare semafor, mă enerva fiecare mașină care nu se mișca. If you know a shortcut, sir, please take it. It's a race and we are only two teams now and one of us is going home. So please, sir. Avem emoții pentru că nu ne dorim să plecăm acasă, ne dorim să rămânem și continuarea noastră pe drumul comorilor depinde de, nu știu, de un fir de ață. O să iasă una dintre cele mai puternice echipe din concurs, fie că suntem noi, fie că sunt abagii. Mi-aș dori foarte mult să-i trimitem pe frații Ristei acasă, să fim noi cei care trimitem o echipă puternică acasă. Go, sir, go. Emergency. Traffic. Așteptăm. Eu simt că mai am două bilete. Și uite că au ajuns Alex și Radu. Am fost surprinși, pentru că noi ne așteptam să ajungă Ristei, dar în același timp am fost cumva bucuroși și într-un mod răutăcios, strategic, să zic așa, pentru că ne bucuram că au ajuns ei și cumva vor pleca acasă Ristei. Îmi pare rău. Hai, Ristei, poți să ieși. Ce faci acum? Ne zice că da, ne zice că nu, mergem în Taiwan. Nu mai pot să-mi controlez corpul, simt că mă prăbușesc în genunchi în fața ei. Să aveți biletele pentru... Oh, am vrut să fac o glumă, dar mi-am dat seama că nu este un moment foarte bun. E o descărcare teribilă de tot felul de lucruri. Scap de adrenalina asta pe care n-am conștientizat-o în corpul meu. Mai bine mi izbucnesc lacrimile decât să încerc să mă abțin și să fiu altceva decât sunt eu. Bravo! Nu vine să cred că am primit biletele după o asemenea zi și noi tot am mai zis că Asia Express este ca un roller coaster, dar ziua asta a fost cel mai de temut roller coaster, așa a fost pentru mine. A fost ca o finală, adică, nu știu, o putem considera o finală în Filipine, la presiunea pe care am simțit-o și toate stările astea, de la agonie, la demotivare, la motivare din nou, apoi acum această glorie, dacă putem numi așa, că am ajuns la Gina și că ne dă biletele și că mergem în Taiwan. Bravo, băi! Băi, ești nebună, ce ați pățit, mă, de ea așa, cu tremur? Nu știu, bă, frate, dar au alergat ceva. Asta e clar. Starea de fericire este accentuată de faptul că am fost puși față în față cu o echipă de temut pentru noi în această competiție și totul a fost la o intensitate poate mult mai mare decât ce am resimțit până în acest moment. Haideți să-i primim cum se cuvine pe Florin și pe Dan. Și iată-i. Atmosfera era ca la mormântare a noastră. Supărarea lor, cred că e doar pe afară. Înăuntru, cred că toți zâmbesc și se bucură că au scăpat de echipă puternică. Hai, de parcă a murit așa tragedie. Nu-mi plac momentele astea de final, nu-mi plac momentele dramatice, nu-mi plac momentele tragice. E un joc, l-am jucat cu zâmbetul pe buze, vreau să termin la fel. Mie, sincer, omenește, sufletește, mi-a părut rău. Pentru că ei au fost la
atâta să obțină biletul de Taiwan, pentru că au adunat foarte multe monede, au câștigat amuletă, au tras foarte tare, au mâncat tot ce trebuia să mănânce, au făcut toate probele, adică erau, ei au fost super determinați și noi știm cum e să pierzi la atât. Și cumva mi-a părut rău. Dragii mei, știți că eu nu vreau să plece nimeni și mi-este greu când pleacă oricine, oricare dintre voi. Dar să știți că în scurta istorie Asia Express nu au existat niște concurenți la fel de buni ca voi. Mulțumim frumos! Atât de competitivi, atât de coordonați și focusați la orice misiune la care voi ați participa, la orice joc. Ne-au bucurat vorbele Ginei la final. Ne bucurăm să aflăm că suntem poate cea mai competitivă echipă și cea mai unită echipă din câte au fost la Asia Express. Eu mă bucur că am demonstrat că o relație între doi frați poate să fie una senzațională. Dar se pare că Asia Express este și un joc de noroc. Sper că tot ghinionul ăsta care ne-a urmărit aici în Asia să rămână aici în Asia. Și să nu vină cu noi acasă. Da. Azi, pentru prima dată în jocul ăsta, m-am simțit ca la un joc de poker. Da, așa. Era ceva ce nu depindea de noi, era pur și simplu noroc, așa că nu vă enervați, norocul ori l-aveți, ori nu l-aveți. Da. Noi azi nu l-am avut. Așa este. Să știți că v-am admirat foarte tare. Fermul. Timp de 7 stage-uri. Meritați toate aplauzele noastre. Și vă mulțumim din suflet. Mie nu pot să zic că nu mi-a lăsat un gust amar faptul că am plecat astăzi acasă. Îmi place să câștig și mi-ar fi plăcut să văd și experiența Taiwan. Însă, de tot ce am făcut până aici, suntem mândri amândoi și pentru mine, mai presus de a câștiga un concurs și de a câștiga niște bani într-un concurs, este de a pleca cu capul sus. Nu, 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 începem cu Alina și Carmen. De ce râde fetele? Dar deci, ce faceți în Nicolan? Stai puțin. Oh, a fost până... Cum a fost, da? Dragilor, da? Azi ne-am sărat, avem un joc de poker. Dar voi de ce? Ce-ți frumos în Nicolan, da? Mi s-a părut foarte mișto și el și Dan, chiar mi se face pielea de găină, pentru că au dus-o pe picioare bărbătește. Au fost... au știut să pierdă și foarte greu să știi să pierzi în viață. Și adevărul respect este că... pentru cum au procedat și pentru cum au tratat situația. Adevărul este că întâi trebuie să înveți să pierzi și de-abia după aia să te bucuri de câștig. Băi, bravo. Dracu să ia de probă. Mai sincer, noi când am venit aici, am venit cu gândul că echipele puternice se vor scoate ele între ele și noi vom rămâne să ne fie mai ușor. Dar uite că am ajuns să scoatem noi echipă pe care de la început am considerat-o puternică. Încă din primul episod am fost cot la cot cu ei. Îmi dă încredere în noi, îmi dă încredere că dacă scoatem asta, una din cele mai puternice echipe afară, putem să-i scoatem pe toți pe rând. Eu suntem bucuroși ce am făcut până acum. Da, îmi pare rău că n-am putut să ne folosim eu capacitățile foarte mai mult decât... și foarte mândră de voi. Și a fost, cred că, o plăcere pentru noi toți să vă avem alături în această aventură. Vă mulțumim, dragii mei. Să rămână și noi. Drum bun să aveți și ne vedem acasă. Baftă multă! Mulțumim!